Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu un, nu știu, un fenomen foarte, foarte ciudat. În sensul că Mihai este într-un elicopter fantomă. Da. După cum vedeți, el nu funcționează, e stricat, ruginit, n-ar trebui să poată să fie înăuntru, dar Mihai nu vrea să dea jos, nu vrea sub să nicio dea formă. Mihai e lipit acolo cu ceva super glu. Auzi, dacă și... vezi că bate de sus lumina de ca la mașină, care funcționează? Da, lumina, da, o văd. Da. Ah, da, serios? Gen, de ce mai merge aia dacă... Uite-te la polițistul ăsta mort pe jos, ăsta alta a venit să investigheze cazul. Uite, da. O mașină de poliție aici, încă o mașină stricată. Dar ce-a întâmplat aici? S-a întâmplat ceva grav, ia uite, doi oameni care s-au împușcat, poliția s-a împușcat cu ăsta, i-a sărit cursul pe jos. Ferește. Oricum, înainte să spunem, vrem să vă mulțumim foarte, foarte mult pentru suportul de la episodul anterior. S-au strâns enorm de multe like-uri și vă mulțumim din suflet pentru tot suportul pe care ne-l ați oferit. Ce-ai făcut, pisică? Nu știu, m-a luat poliția, dar nu știu de ce, când n-a spus nimic. Păi are poliția, numai că te ia poliția. Nu, da? Da. A, dar nu era cu nimeni înăuntru. Ce mă speriat. Ia uite ce e aici, uitați-vă ce e aici. Iar mi... LOL! Ai văzut? Da, deja a călcat pe la poliția. Uite, ia-ți! Dă-i! Ia-ți! Uite ce face, uite-te la poliția asta! Mm. În cine trage? Nu știu, el știe. În toți civilii ăștia de pe aici. Bă, trage în civilii, ăsta e nebun! Max, dă un airstrike aici, așa. For fun zis. Stai, că tu nu poți să mori, tu nu poți să mori. Da, asta vreau să zic, eu nu cred că mor. Stai, contact, Meriwether. Fii atent la faza asta, da? Ia uite, what the fuck? Vezi să nu mor după ce dai... ăla. Că o să tragă ăștia în tine. S-o fug. What the fuck, patinează Max-ul. Yes! I shall not die. Pregătește-te, Mihai, pregătește-te. Te-a prins poliția Max? Ah, normal. Fii atent că vine. Au! Ia-i! Refus să mor. Refus să mă dau jos. De acolo nu ești. Ești bine? Da. Hai să nu am murit. Sunt greu de ucis. Mihai, greu. Ia-te, Max, că vreau să-i fac o poză. Mihai, what the fuck? Aici, în flăcări, în tot. Am o steluță, nu pot să crezi, dai, trebuie să sună. Da, eu să văd cum te scoate domnul polițist din elicopterul care e de fapt foarte stricat. Dacă... Stai că vine să te stingă pompierul, ia. Hai domnul pompier. Le stă. Trebuie să-l polițist să mă dea jos forțat. Ia uite-i pe ăștia cum au venit aici, ia. Ei băieții. Ce o să stingă, sunt curios, ăla a luat-o la fugă. E plin de flăcări pe aici. Ăștia au luat-o la fugă în alte zone, what the fuck. Ia hai tu arma, poți să scoți. Why, hello, how you doing? Arma, dacă poți scoți. Nu, nu-l ajut. Mă dă, e ușa închisă, fraier. Na, țeapă! Nu mă dau jos! Nu mă dau jos, ce? Deci ce să faci? Ce să faci? Nu vreau. LOL. Uite-te la el! Dar insistent. Auzi, mă, știi ce vreau să fac? Să iau mașină să mă răstos pe parte, așa, știi, gen, să fie sară ridicol pe parte. Ce zici eu, C4? Sau să mă dai cu capul în sus? Nu, a? Ce patru, dar vine poliția, mă, și ne încurcă. Stai o secundă. Mecanic. Chiamă-ți mașina ta. E un insurgent sau ceva. Lips, mersi, că m-ai dat pe jur. M-a călcat poliția și m-a călcat. Încă se chinuie. Încă e ambițios, așa. E foarte ambițios. Dar de portier aia, like, what? Știu că poți. Ok. Dați așa că vine insurgentul meu și o să încerc să te răstor, să văd. Deci Mihai nu poate să iasă de acolo, e blocat, e lipit cu super glum. Am închis eu ușa și... Hai! Am închis ușa, am reistat la un airstrike, dar lumina merge în elicopter, da? Te rog frumos. Hai, te spate, Mihai. E lumina divină, apa. Ce face ăla acum? Ia-i-o, rezistă! Hai, și gata? Gata, hai acasă, Mihai! Te ducem noi acasă. Ce nu vrea să se răstoarne? E timpul pentru ora ta de culcare, hai. Ce? Mihai, e târziu, treci la somn. Treci la somn. Foc! Ia uite-l, mă! Stai! What the fuck? Poți te răstori? Trebuie să nu mă blochezi între copaci sau clădiri. Dacă îi scoate-mi pe stradă, așa, hai. Uite ce calm stau eu așa pe lateral. Uite-mă! Ok, acum vreau să-l văd pe Mihai cum stă. Foarte confortabil. Uite-l, Mihai, cum stă, uite-l. Mihai, la noi, de acolo, mă.
Da. Este ești, asta este. Acolo. Da, mă, că îl dezlipesc eu așa, stai așa, stai o secundă. Ce patru? Vreau și eu ce patru. Doamne, pe bune de nu, de aici o să fac ce piși. Că eu nu vedeam decât, eu nu vedeam canistra și mâinile tale, se dea doar picioare. Știi, pentru că am lumina aceea divină de sus, nu o să mor. Da, ia nu, nu-i da cu ce, ba da, dă-i. Lua, uite cum arde. Ieși, Mihai, da. Mihai, ieși. Da. Dă-i, mă, e ce patru ăla. Bum, hai. Hai, hai. Stil ia, ești bine? Știi melodia cu stil live de la Half-Life. Mihai, e bine. Oh, nu, stai că dau și eu ce stai. Vreau și eu să încerc să intru acolo și nu pot. Nu cred că e cum. Nu ai cum. Nu, nu le pune femeie pe jos, ești nebună. Stai că eu le plantez așa strategic, Feden. Jucați ping-pong cu elicopterul. Fugi. Stai, oh, shit. Fugi. Nu bubuie nimic încă, nu bubuie. Stai să-ți dau ăsta în spate, stai o secundă. Get to a safe zone. Uite, am zburat. Încă zbor. Gata, am aterizat. Important este că am căzut cu picioare. Da, dar tu știi că mie pe Mihai nu mi-l arată pe hartă? Mihai e fantomă. Nu poți să ieși deloc de acolo? Nu. Cred că poți să ieși. Ia, poți să mă pun. Ia vezi acum că eu te-am blocat total. Gata, mă uit. Hocus pocus. Ok, haideți să ne auzi right. Hocus pocus. Bă, trage unul noi. Nu știu, un insurgent sunt protejat. Trage cineva noi, poliția, luați-l! Așa. Ce ca așa, așa, în momentul ăla căzut. Ce coincideți? Mergem la casa ta, mă. A, da, mi-am luat casa la țară, vreți să vedeți? Da, dar stai să mor, da. What the fuck? Păi eu nu vreau să mor așa. Măcar mor cu moarte de... Asta a fost cel mai ciud. Uite-te la poliție, ce-ți vezi? Uite cum fug. Ai văzut cum fug eu? Da, da. Okay. I-aș călcat pe amândouă, doar așa, ca să mă abuz. Lasă-i să fugă, să fură mașina de pompieri. Brai. Hai, unde-i casă? Casă mea aici, veni să-mi faci. I-a fără mașina de pompieri. Bă, că ți-ai luat în oraș, că ai la țară. Mai jos un pic. Casa de relaxare, da? Ce nu e poliția cu tine? Pe mine nu e. Nici pe mine. E nebun, se bate... What the fuck? Mihai. Mă pus, mă ridic. Hai că poți. Cine se bate polițistul ăla? Cu BI-ul, cred. Cine? Că nu-i nimeni. Nu bate colegi de-ai lui, polițiști. Uite ăsta, uite ăsta murise de aici. Uite ăsta. A, ăsta e AI. Polițist, în cine trageți? Vreau să știu. Femeie. Hai, veniți cu acest vară casa mea. Hai, hai că vin. Mi-ai vrut să ia poliția. Nu, că e braibul și nu eu. Uite, spune jos de casa, Max, ai văzut? A, trebuie să-i inviți. Da, da, da. Nu e nimic wow, dar e o căsuță. Venea o babă să mă bată. Venea? Eu am impresia că e o tipă sexy. Bă, mi-aduce aminte casa asta de San Andreas, sincer. Adică în San Andreas aveam la mult o casă de genul ăsta. Hehehehe, am găsit ceva. Stai să mă așez jos. Vrei și tu ai cum lăuie aici? Care a fost? Aolo, Mihai. Mihai, deja e ceață. Max, de ce e ceață la tine în casă? Ai vina mea. Alo, leu, și cum e? Puuu! Dormitorul. Pregătești ceva, uite, eu o să beau o bere. Mă bag să beau o bere. E un pisoasăr. Ce nume au pus, doamne? Ce-a fost în capul lor? Uite, Max, aici niște lumânări. Dar se văd ciudat, se văd blurate, ce naiba? Ce la tine se văd? A, nu, e vina mea că e de la bongul ăla. A fost fost ăsta de dar de lor. Se văd blurate. Nu știi de ce se văd blurate, dar e la fumat. Da, da. Uite ce scrie acolo. Văd ciudat. Ce faci, Max, te culci? Bă, tu chiar... Și Mihai, tu te-ai drogat tot. Hai, te-ai drogat tutorial, mă, tot. Unde e ușa? Hai, e Mihai acolo cu un joint. Ho, 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 ho. Bă, de ce nu se deschide ușa asta? Da, ce se întâmplă? Bă, de ce nu se deschide ușa asta? My bad. Hai să ieșim. Exit all. Asta e ușa? Nu, le-a întrebat. Nu mai stângă, dar pot să-l altceva. Nu se mai vede verde. Hai să-mi vede. Ia, să vede și garajul tău, ia. Ai și garaj?
Garaj. Nu vi se pare parcă mai mare decât cum arată? Gen, uite, când ieșim din casă, o să vă uitați să vedeți cât de mic e aici garajul, de fapt. A, da. Cât de mare arată, în, uite, deci, gen ăsta, chestia asta mică de aici e garajul, da? Ia, cât era de mare ușa și în afară. Serios? Faci mișto de mine? E ciudat, e ciudată chestia asta, da? Hai să am insurgent, ar fi insurgent. Vreau să mergem, bă, hai să facem un challenge, vreți? Hai. Vreau să facem un challenge aici, la munte chiar. Vreau să mergem în oraș. Ok. A, de ce nu? Oh, e bine. Mă împinge, deci Mihai, tu când dai cu aer, mă mai pot mișca. Da, nici eu, mă împinge și pe mine. Mă blochează așa acolo. Trage pe dreapta. Bun, hai să vedem ce challenge facem, da, așa. Voi sunteți amândoi în organizație? Da. Ok, deci, se cross-serve. E o ability, nu o ability, auto-buyout, diligence. Asta sunt challenge-uri între noi. Vreau un challenge pentru toți. Deep War. Fully loaded, destroy all turreted vehicles using the Ruiner 2000. Plow, smash all the enemy supply crates, piracy prevention. Asta nu pot să faci. Sightseer. Hack the system to reveal packages. Ăla cu hăcuitul, cum era? Că nu mai știu. Trebuia să protejăm pe unul, știi ce face hack? Vreo 2 minute jumate și... Știi tu. Asset recovery, steal one or more vehicles from a police station. Păi, trebuie să furăm mașină. Suntem 3. Vreți? Nu-mi convine să fur. Da, hai să facem asta în oraș, pentru că sigur nu sunt stații de poliție multe pe aici. Stați așa, bă, Mihai, nu mă fașe. Nu pot să-mi scot telefonul. Stai, contact. Știu că ai fumat, dar nu chiar așa. Stai, cum o cheamă? Bă, Mihai, am piloți, te rog frumos. Asistent, răspunde. Busy! Păi nu merg la țară. Hai să ne luăm un elicopter de aici, Max, și hai să mergem. Acum că ne teleportează automat. A, vrei elicopterul ăla... Aici e ăsta și poate nu poate pe pod să aterizeze. Da, bine. Nu știu unde o să aterizeze. Acolo aterizează, ok, vin. Mergeți acolo. Da, îl văd, vezi? Da, oricum nu aterizează unde îl sun, dar... Nu contează unde ești, o să aterizeze undeva. De aici. Poate zbor elicopterul, Mihai. Poate să pleacă elicopterul. Mihai, ieși de acum. Ieși că nu vrea să aterizeze din cauza ta. Ok, n-are suficient loc sau ce? Are loc, stai că m-am dat poate. Nu poate să vină acum la noi. E bună? What the fuck? Hai să luăm elicopterul. Ești aici, serios. Aparent? Că au zis că era elicopterul ăsta aici. I-a zis că nu poate să aterizeze, gen, are toată pista asta de aterizat, da? Dar n-are loc acolo unde vrea el. 5 cm mai stângă. Da, bine ați venit în GTA. Da, da. Hai să mergem în direcția aia. Dacă ar fi așa și în viața reală, știi, gen... nu vreau să vin la muncă, știi, că... Totuși parcă n-aș zbura tot drumul ăsta, hai să mă încerc să mai sun o dată. Uite, încearcă... Aici. Nu am câmp deschis. Frate, trebuie să poat aici. Uite aici. Eram în câmp deschis aici. Acolo. Aici, nu. N-are cooldown? Nu cred. Hai să văd. Stai că sunt la asistentă din nou. Asistentă, alo. Vine trenul. Da, chiar vine trenul. Ok, hai că merge. Hai să vedem unde îl trimite de data asta. Dacă iar îl trimite și... Uite, acum aici vine. Dar gen ți-l spunează din ceruri. Vine de sus așa ca Iisus. Adică la Meriwether măcar îl vezi venind de departe, dar ăsta gen se spunează... E de la Dumnezeu, știi? Da, da. Un elicopter. În sfârșit. Aterizează sau... Aia, aterizează pe mine. Da. I-a luat ceva. Am zis că era destul de departe, știi? Adică n-avea nici fel să facem să facă tărâni. Doamne, ce voce are asta. O să mergem la Maze Bank Quest. Așa. Practic ne duce la firmă, dar noi făcând asta facem skip la tot drumul. Ne-ar fi luat 3-5 minute, nu știu, abar când ne... Îți ia destul de mult drumul ăsta că faci tu. Da. Plus trafic de la inteligent, când te vezi în mașină. Super.
plecat. Și acum suntem la firmă direct, gen direct în birou. Și poți să faci misiuni non-stop dacă vrei așa. Dar hai să facem, hai să ieșim. Hai să ieșim jos la parter. Oleg, tu... Și știi ce vreau să facem? Challenge-ul ăla cu poliția, să furăm mașini de la poliție. Ok. Dar challenge-ul ăla am impresia că trebuie să le și ducem undeva și o să fie foarte multă poliție după noi. Și e greu să scap de poliție. Și mi se pare că Lester nu merge. Nu merge Lester, da, deci o să fie un challenge greu. Mă dau pe acoperiș. Da, și pe mine. E, hai, parastă. Trebuie să ți-o dai repede. Da. Ok, faceți rost de o mașină. Chiar nu am fost. E? Still alive. Dar numai că am stele, dar nu contează, oricum o să avem stele cu fără mașini. Îmi place Range Rover-ul tău, Discovery. Am o roată spartă, habar la mașină. Eu nu? Vehicles? Bă, dar e mișto mașina asta, bă, unde e? Range Rover. Mie mi-a arătat că nu te-am atins, dar vizibil te-am văzut că te-am împins. Mișto, nu? Da. Da, așa să scap de poliția asta. Știi că poți să suni la Lester? Da, pot. Așa. Între timp o să dau un show abilities. No. Așa. Work. Și hai să vedem care era din ele. Gata. O să recover sightseer. Care era, mă, ăsta? Asset recovery. Yeah, steal one or more vehicles from a police station. Alo. Și îmi zice la care police station vreau. Alo, ce trebuie. Vinewood Hills police station. Eu nu știu unde sunt astea. Sandy Shore... Nu, Vinewood parcă mi-a... Stai să mă pe hartă. Vinewood mi-a parcă în stânga sus parcă. Sau în zona asta chiar. Am dat Vinewood. E la... E aproape în oraș. Ok. Hai acolo, stânga. Nu e o roată, nu? Cică, still one or more. Adică gen... Poți să-ți furi doar unul sau poți să furi mai multe? Cred. Întrebarea e cât de multe? Știu, dacă vă gândesc că furăm 3. Da, da. Nu cred că sunt mașini de poliție, cred că fără mașini confiscate. Care le-au, da, confiscate. Să fie mașini bază. Tunate. Asta mă gândesc. Să le dea 3 X80. Ei, da, bravo. Ai vrea? X80 de 20 în Tirus, gata, sunt fericit. Da, bravo. Ar fi prea ușor după aia. Bă, nu cred, nu cred. O să fie mașini greu de condus în mare parte. Îți dau bază în cardul ăla de nu poți să virezi. Să-ți dea vreo 4 stele de poliție și apoi să zică scapă de poliție ca să poți să duci mașina. Păi da, chiar asta o să se întâmple, dar gen, nu o să te las. Păi eu cred că mi-aduc aminte de misiunea asta, cred, da. Cred că am făcut-o doar o dată. Da, și era greuță. Și era greuță și te pune să duci la țară cu ea. Da, dar față că veneau toți playerii după noi și ne omorau, acum o să fie un pic mai ok. Ok, deci avem aici două mașini, da, cred? Da. Deci una e acolo. Da. Și altă parte. Doar două ne dat? Da. Apar ne-a dat asta, a, uite un corvet asta. Mamă, dar ce mașină puturoasă mi-a dat. Hai, vino și tu cu mine dacă vrei. Ce-am zis? Ce-am spus, băieți? 4 stele. Hai, ce-mi. Go! Dacă sunt la Lester, dar nu mai pot. Hai că sună. Dar nu cred că sună. Și... No, unavailable. Dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i bătaie. Poate merge, dar nu cred. Eu v-am zis că nu vă dăm așa ușoară de condus. Nu merge remove. Hai, trebuie să scăpăm în modul clasic. Da, modul clasic. Dar fie cam greu. Știu. Și sunt mașini de-astea puturoase rău de tot. 4.000 de condus cu puturoasele astea. Hai, trage și de rău. Fă ceva. De-aia te-am luat în mașină. Ne dă mai multe străluțe dacă trage. Asta e, trebuie să scăpăm ăștia cumva. Și ce facem? Ne urcăm pe munte. Da, de obicei merge chestia asta. Sunt elicoptere. Da, pleacă, du-te-n pisici! Uite aici, pisica aici, aici. Da. Le dai jos elicopterele, înțelegi? Mamă, câte elicoptere sunt. Am urcat. Avem aceeași mașină? Nu, avem a ta. Cea elicopterele sunt în spatele meu. Păi urcă să zică, dai că le dau eu jos. Dă-te jos, Mihai, și dă-le jos. Unde e? Că l-aud, nu-l văd. Ai jos. Fuck. S-a dus și mai unul. Și mai vin. Da, o să vină în continuare, știi.
N-am loc. Eu mai dau și eu jos cu Uzi-ul. Mai sunt? Pe bune? Câte mai vin? O să vină în continuare? Da, da, da. La un moment dat ar trebui să ne pierdă visual context, știi? Bă, e unul, dar nu știu unde e. Văd pe hartă, da, nu știu. Da, 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 e unul jos. Am tras, bă. Și mai vin încă vreo două din lateral. Nu observe. Cred că... No, no, trebuie să fugim. Haide să fugim, hai să fugim. Înapoi în mașini și dați-i drumul. Asta e emisiunea la care noi am dat fail tot timpul. Am un sfat. Știi tunelul ăla care merge pe sub pământ, te duce pe la metrou? E prin oraș intrarea, din autostradă. Asta e că nu mai știu exact unde e intrarea. Aaa, mi-aduc aminte, dar vin mașinile de poliție. Trebuie să o luăm înapoi, unde suntem, pe undeva în zona asta, cred. Încearcă să eviți cumva. Avem drop? Stai că avem drop-off. Uite și tu ce mi-a făcut polițistul, l-ai văzut? Văd. Roțile bănuiesc că nu se sparg. Bă, ar fi stupid să se spargă, adică... Frailor! Să știi că ți-ai damage, adică gen dacă o să tragă constant în noi, o să explodăm. Uh-huh. Rezist așa la gloanțe în mijloc. Dați-i tare pe autostradă și la final cred că o să fie mai ușor să scăpăm. Dă-i jos fata. M-a pus? La final o să te pună de stag în poliție. Mai foarte puțin în viață mai am. Dacă mor. Dacă mor, fur eu. File. Inventory. Oh, fuck. Hai mă, unde o iei? Du-te mi spana. Hai că mi-am băgat viața la loc. Nu sunt full încă. Pai de capul meu. Asta e cea mai mare parte. Da, e greu de scăpat cu 4 stele de poliție, oricum o dai la întors. Da. Mai ales pe autostradă, unde e trept. E cea la șofer? Unde o să te duci? Trept, clar, știe, te aștea. Se spanează în fața ta, da. Cred că asta e toată șmecheria, să scapi de ăștia. Da. Nu! Da, uite-te puțin, când ai firmă și furma și pentru firmă. Bă, dar uite, frate, nu sunt în mele, pleacă. Păi că e foarte în fața noastră. Da, păi concentrată, vin polițiști, mă împing, mașina asta nu trage atât de tare. Mergi, mișcă, nu poți să împing pe nimeni. Eu am mers pe contrasens pentru că pe aici nu face rotul. Corect. A, da, face și pe contrasens, never mind. Face, dar mai puțin. Oh. Ui, am trecut peste spike-uri. Nu s-a întâmplat nimic, mi-am trecut eu de teorie. Am luat șoferul, hop, eu tu ce-a zburat. Oh, deci e cam film de urmărirea asta, ești nebun? Oricum, v-ați spus în 4 stele, avem 3 doar. Da, la acum avem 2. Nu, eu am 3. Ușor, ușor. Aaa, fii atent că... Ok. Eu mai am 2. 3. Ajuns? Aaa, mă pune să scap de poliție. Pe ajuns? Da. Ai ajuns înaintea noastră? Pisca-i hard. Da, pisca-i în fața noastră. Da, mă, în fața voastră, doar că eu trebuie să scap de poliție, băieți. Și noi. Dar acolo trebuie să duci, nu e în altă parte. Stai, străie, degeaba. Noi mai departe trebuie să ducem. A, da? Noi mai departe. Am văzut iarăși poliția. Îți place cum merge cu partele. Cresc mașina când... O să vreau eu, nu când vei. Ok. Proastă. Cum facem să scăpăm acum? Mai urcă-te pe... Avem 4 străți acum. De ce? Nu știu. Vine elicopterul după mine și nu pot să urc. Poți să sun la Lester acum? Ia sună. Eu mă îndoiesc. Hai că încerc și eu. Nu cred. Știu că a apărea grade out, adică ai făcut intenționat, s-au gândit la asta. Ce bine să vedem următorul. Da, nu merge. Bă, dar lasă-mă de elicopter. De ce nu mai trage? Da, bă, ești într-un turnul foarte... Elicopterele sunt problema, știi? Da, păi ăștia te văd oriunde. Unde aștia să mă ascunde? Aoleu, uite-te ce-i în față. Nu pot. Asta-i dreptul. Pe aici, pe aici. Așa. Ține stânga. Ok, fuck you, police! De să nu sari înapă!
S-au urcat ăștia aici? Perfect. Uite-te pe elicoptere, lasă, bă, cum scapă de ăștia, zici și mie. Nu știu, nu pe autostradă, pe autostradă niciodată nu vrei să scap de ei. Noi ne-am dus înspre zona de drop, ce drept. Asta trebuia făcut, sau uite pe ce cred că putem să urcăm. Acum iară mă ia, ce Dumnezeu. Acum iarăși. Nu mă mai agată. Am încercat să fac și eu asta odată și a fost greu, dar... Uite, un unghiere... O să fie în premieră cât terminăm misiunea asta, că n-am mai terminat. Face că zice, cruising with players, adică da. Am rezolvat elicopterul de lângă noi, acum un elicopter în dreapta. O să scap în curând de poliție. A venit altul. M-am băgat capul la cutie. Ce facem, ne dăm jos să-i omorâm? Hai. N-am dat la loc. Stai așa, trage tu nimic, că nu-mi iau. Mamă, vine un elicopter. Gata. Ah, am căzut, Mihai, să știi. Fac la limită. Ridicat. Serios, glumești, nu trage, mă. Ridică-te. Oh my god. What the fuck? Ia, oh my god. Mihai, lasă mașina acolo, dă-te jos. Am venit-o mai aproape, în caz că e pisă. Băieți, vă vine să credeți că eu nu mai pot coborâ de pe munte? Ce? În ce sens? Ai blocat mașina? În sensul că... Nu, de ce n-ar avea în ce să se blocheze? Pur și simplu, din cauza că e prea joasă, nu se mai poate da. Bol. Ai blocat-o, adică... Bă, dar nu pot să scap, gen... În permanență vin elicoptere. Știi ce facem? Lăsăm mașina aici, plecăm. Poți să sun la rest dacă nu sunt în mașină? Oare? Să fie aici, uite, aici pot să mă ascund. Fii atent, stai tu acolo, bate-te cu poliția, da? Fii atent că am un plan. Am un plan. Lester. Haide, dă-i cu piciorul să se miște. Doamne, ce mașină. Dacă eu mă rostogolesc acum, gen, ca în desenele animate. Ha, mă, trezește-te de pe... Ia uite-l, mă, să învârte în constant, nu pot să mă ridic. Mihai, să nu bubui mașina, orice face. O protejez doar. M-am omorât. Fii atent că am un plan. Am un plan să ne ajute pe toți. Dar nu omorâm mașina. Nu, dobor elicopterele. Da, doar că am nevoie de o altă mașină ca să pot să scot pe asta de aici. Și nu okay, pot să stai că încerc să scape de poliție acum. Am o femeie. Eu sunt organizație, nu pot să-mi fac buzzer? Eu nu știu dacă mă lasă să-mi chemii sergent. Ba da, am buzzer. Nu. Mamă, vedeți câtă poliție este pe stradă în momentul de față? E full. Poate și n-am mai văzut mașini de poliție. Deci am dobor toate elicopterele, nu mă vede nimeni. Deci am... De ce mi-apare... Și fiți atenți, chiar dacă mori, tot ai poliție. Da, știu, pe e făcut intenționat. Bă, bai, că mai avem 8 minute. Păi scăpați, măi. Ce? Sure. Dar nu știi, nu știi că poliție e aici, adică... Oprește-te, oprește-te! Nu, tu nu ești bună. A, bravo, 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 e genială. Ești bărbat. Asta, hai. Dă mașina. Dacă reușesc să intru în buzzard, pot să fug. Păi... Tot nu cred că poți scap de poliție, gen. Ba da. Că așa e misiune. Ba da. Ba da, poți. Nu. Asta e ideea, să scap de poliție. Cum așa e misiune? Și după aia să visei mașina? Da. Pun eu că asta e faza. Trebuie să gândești outside of the box. Înțelegi? Nu știu dacă merge. Pe aici. Sper să meargă. Altă șansă. Ce cad elicopterul în jurul meu. Bun. Da, deja încep să mă piardă, fii atent. Da? Hai de mișcă, mașină nebună. Deja am început să mă piardă. Încerc să scap de ele, că sunt două elicoptere exact în spatele meu. Să mă numai cu viteză. Bum! Imaginez la 4 stele că e greu să scap de ele, dar o să zbor spre ocean, unde nu știu ce să facă. Nu știu ce fel de parte. Să fie cât de cât aproape de mine dacă e. Sunt! A, gata, m-a luat gata. M-a luat din prima. Nu, m-a lăsat iarăși. Ce? Ți-a scăzut să-ți luțe de gen și... Gata, am reușit să scot mașina de acolo. Foarte ciudată chestia aia unde s-a blocat. Uite și tu. Aici sunt într-o ceață imensă, s-ar putea să scap. Copaci. E bine.
Văd toată poliția pe stradă, dar s-ar putea să scap. Că nu mai vine nimeni. Vine un elicopter, dar e departe, departe. Oh, încă unul în față, fac, trebuie să mă pot. Asta e cea mai grea misiune. Da, este. Da, e... E mai diferit. Când au apărut atunci misiunile alea VIP, ne-am chinuit o grămadă. Uite, să mă strecor prin elicoptere să nu mai ia. Dacă reușesc să stau suficient de mult, pot să... Gata, gata, nu mai am stele. Dar de ce mi-arată, două puncte? Că avem noi o mașină, un punct și tu ai altă mașină, alt punct. Mihai, tu pleacă de acolo, Mihai, de tot. VIP-ul, oricum, practic ai câștigat că ai dus o mașină. Tu pleacă de acolo de tot, Mihai, da? Da, tu oricum tu vezi mașina, da? Mihai, dar nu pot să iau eu mașina? Eu dacă pot să o iau. Lasă-l pe Max să n-are soluție. Ce-am făcut până acum? Tu pleacă de acolo. Live. Op, fail. Și acum, gen, mașina e în regulă, știi? Nimeni nu zice nimic de mașină. Parcă vă... Dacă te urci în mașină și îți dă steluțe... Hai că s-a împiedicat. Nu te răstoguli, gata, e bine. Mm-hmm. Nu cred că îmi dă steluțe, ar fi culmea. Aaa, posibilitate mică. Sper să nu. Hai repede, urcă-te. Dacă se împiedică caracterul meu și se împiedică... Da, știu, e oribil. E zona oribilă. Uite, s-o răstoglești! Nu! Și eu, și eu! Nu m-am făcut apoi! Să ajung la mașină! Serios? Gata, am intrat! Greșit. Nu, nu mai duc aici zona de punctul. Hai că ai 5 minute să ajungi la desență. Vii lor scap de poliție, ce? You what? Te ai mișto de mine? Acum? Păi da, că ai plecat de lângă mașină. Mamă, cum a fost misiunea asta? Grea rău de tot. Sunt curios cât ne plătește. Probabil nu foarte mult. Dar dacă ne dă 30, e ok. Dacă îmi dă mai puțin... Da. S-a aude urât motorul ăsta, nu știu. E. Hai că sunt aici, sper să nu bubuie. Hai să mă prind, să văd cum mă prinde acum poliția. Eu nu cred că te scapă de poliția automat. Da, eu m-am urcat în tren și nu au ce să-mi fac. Na, mă, că ți-am adus-o. 25.000. Cam puțin tel pentru o misiune așa de grea. Și atât de lungă, da. Bă, da. A fost... nu vine să cred, în primul rând, nu vine să cred că am reușit să facem. Și eu am crezut că prima eram cam 50-50. Uite ce mașini scumpe sunt aici, what the fuck? Uitați-vă la tren. Deci asta... Alo. Asta e o mașină pe care nu prea o găsești în sălbăticii așa. Stai că vin să o văd și eu. Dacă nu mă calc cu mașină. E electrică și mai e una electrică care tocmai iese de acolo. Ăla e Rocket Volticul. Știu, știu, dar e bine. Da? Fără da, să fie... Fără rocket în spate. Da. Uite că la motor. Da chiar mă ia stați așa o secundă. Nu pot să fac oare VIP abilities. Ce-a murit ăla? What the fuck? Nu știu. Ce vrei să faci? Mă gândeam dacă pot să fac cu VIP abilities și asta, dar... Oricum, hai să facem o cursă. Hai. O cursă de-aia cu jet-ul. O să arcate, stand traces și o să băgăm un Blazer Aqua Storm Drain. Haha. Gata? Da. Zic aici ca să mă omoare. Dar oricum nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră și vă mai doriți episoade în fiecare seară. Bun. Da, haideți să v-am invitat aici. Sunt aici. Haide Mihai. Join in. The Dark Side. Ia să vedem. Ia să vedem cât de pregătiți sunteți pentru o astfel de cursă. Aoleu. Zici că îmi rupe, gâtul placă de jos, e tunelul ăla în poză. Ceva de genul, e un tunel înscufundat în apă. Deci sunt foarte curios să văd cum o să fie. Știi ce trebuie să facă la tunelul ăla? Să-l facă cu lumini de alea curbate. De interesant, știi? Sau cu de la de noapte, știi? Ia să vedem. Pare că am purtat apa aia, sincer. E, stai la casino. Ia și ce apă e pe aici, prin zona asta? Da? Dar ne bagă prin apa de după pământele ăsta? Da, ce mai aproape. Sunt foarte curios să văd. Slipstream! Care facem asta? Amândoi. Bă, nene, bă! Aoleu, dar am prea multă viteză și mie că intru în buic. Era să nu virez. Sări strâm. Faceți voi slipstream mult. Eee. Da? E ceva.
Ah, prin canalul ăsta, mă. Alol, Mihai, te-ai oprit. Erai atât de mic că nu te-am văzut. Am vrut să claxonez și din greșeală am ridicat roțile. Da, și de-aia ai intrat în discuție. Aoleu. Lol. Și Caterinca. N-am mai văzut asta până acum. S-au gândit la ceva ăștia. Ca să nu poți să ieși cu roțile pe laterale. Da, da. Aoleu, vedeți că pe laterale sunt alea de mă încetinesc. Mamă, ce fac eu aici? Oh, fuck! Oh, my God! A sărit strâmb. Am uitat că acolo nu mai e apă. Și-a dus așa, ca o sanie. Trebuie să știi când să ți le scoși și să le pui la fix și la... Da, altfel e aiurea. Altfel nu faci tranziția ca lumea și nu te dai bine. Și pierzi din viteză. Da. Și că-ți merge slipstream în apă. Știu. Păi da, merge rând. Și în aer. E trist când merge în aer și te aruncă aiurea. Aoleu. Am luat-o cu avânt să fii sigur, știi? Ai apă aici. Ce-ai făcut? Era să mă duc puțin mai mult în dreapta decât trebuie. Bă, interesant că ne dă prin canal, frate. Deci acum e cursă prin canal și apa asta nu e foarte înaltă, știi? Foarte înaltă, foarte adâncă. Dar ce că faci să adică mă apă... E o apă mică, nu știi? E... Hai, nepoate, hai! Aoleu, acum mergem pe iarbă. Aia avem nevoie. Iarba aia de la tine din apartament. Ce-i face lui Mihai, te-o mai mă. Aoleu! Și eu la fel. Am urcat pe Mihai. This is gonna be... Whee! Fave. Oh my God. Whee! Fave. Lol. Ah! Whee! Opa! Oh shit! Oh! Unexpected. Am fost în capul cu Mihai. Un pic. Ce-i cu capul meu? Fai de mine. Uite bă că am ajuns în oraș. E cum arată tot atât de pustiu. Slipstream. My turn. Faza e că cel care stă în spate la câștigă, pentru că ăla face slipstream. Mare parte. M-am oprit aici, Am luat apuntul. Deci nu vezi să crezi ce a făcut Mihai acum. Deci eu stau aici. Deci, stai să fac și o poză. Poză. Uite pisica, îți place ce fac? Mai zici ceva. Uite, îmi strâng și roțile. Acum merg cu spatele, acum deschid roțile. Ce faceți, mă? Păi nu iau DRF dacă nu trece pisica finish. Hai bă, Mihai, pici de acolo. Dă-te jos, bă, din gard de acolo. Bă, Mihai, nu mai prostii ai făcut azi. Haide, Mihai, dă-te jos. N-am vrut să mor, n-am vrut să... Da-alea, ce naiba? Hai, iau răite. Doamne ferește, Mihai. Ah, ce episod. A fost un episod plin de acțiune, plin de nebunii, plin de râsete. Dar asta este GTA-ul. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade și bineînțeles dacă mai vreți episoade zilnice în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!